Bună seara, stimați telespectatori! Pentru aceia dintre dumneavoastră care ați deschis televizoarele mai târziu, suntem pe canalul televiziune N24+, la cea de-a doua parte a emisiunii noastre, Conspirația Tăcerii. În această emisiune avem un subiect incitant, deosebit, reconectarea la sinele divin și pentru a face deosebit de, să spunem, atractiv pentru dumneavoastră, am avut plăcerea ca să avem două invitate. Este vorba de doamna Mihaela Golban, care este redactor la revista Lumea Misterilor. Bine ai venit, Mihaela! Mulțumesc! Noi suntem cofrați așa mele scrisului și de asta ne cunoaștem mai de mult. Și iată, doamna psiholog Steluța Tudose, psihoterapeut. Cele două invitate ale mele, amândouă participă intens la realizarea revistei Lumea Misterilor, o revistă care promovează postul de televiziune N24+ și emisiunea noastră. Vă prezint acest număr, numărul 6, și iată și câteva lucruri extraordinare din cuprins. Obiecte strane pe cerul capitalei, veți vedea fotografiate efectiv obiecte zburătoare neidentificate, așa zisele farfurii zburătoare, biofotonul leac pentru diverse boli, diverse tratamente naturiste și multe, multe alte subiecte extraordinare pe care prietenul meu, iată, Cristian Pompei, le-a adunat în acest număr 6, deosebit de incitant. Vi recomandăm cu plăcere, mai ales că veți găsi în acest număr și foarte multe adrese de cabinete, locuri unde vă puteți trata de diverse afecțiuni. Am primit și câteva întrebări de la telespectatori. Vreau să vă spun că între cele două emisiuni, nu zecile de întrebări care le primesc după fiecare emisiune, și am să încerc acum, așa foarte rapid, să dau câteva mici răspunsuri. Un prieten al nostru care tot insistă vis-a-vis de piramidele de la Gizeh. Dacă eu personal aș cunoaște absolut precis rolul, locul și scopul pentru care aceste piramide au fost construite, probabil că aș fi avut acum premiul Nobel sau în orice caz aș fi fost unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă. În orice caz, între cele mai importante teorii și cele mai, nu numai din punct de vedere al faptului că sunt incitante, dar credibile în ultimul moment, se pare că sunt construcții care aveau rolul în a regla energia planetei fiind folosite în scop de apărătoare, de, nu neapărat de arme, ca mijloace de protecție ale planetei noastre, dar rețineți într-o legătură, într-o întreagă, să-i spunem, legătură ca de fagure cu celelalte piramide. Adică ne gândim la cele din Mexic, cele din China. Știți că cea mai mare piramidă care se găsește în lume se găsește aici, în apropierea noastră, pe fostul spațiu ex-Iugoslav, în Muntenegru, dar, din păcate, datorită unui cataclism natural, ea este acoperită de pământ. Iată un alt telespectator care semnează George, ne spune dacă știm ceva despre mesajele șefilor de stat, ale marilor personalități care se citesc invers. Există, într-adevăr, o metodă subliminală de analiză a mesajelor, o folosesc și lingviștii, analizând cuvintele, frazele, propozițiile, semiotic, semantic, folosindu-se de lexic și în sens invers. Dar este o metodă foarte, foarte specioasă și foarte laborioasă. În ceea ce privește studiul particulelor, despre ce iată, despre ce ați putea să ne spuneți, așa scrie aici, referitor la studiul cel mai recent al particulelor. Studiul cel mai recent al particulelor, știți că se realizează în acceleratorul de la CERN din Elveția. Acest accelerator se află la granița dintre Elveția și Franța, are un diametru de numai puțin de 26 km, el se află la o adâncime de 100 de metri. Aici este vestit un accelerator de hadroni, cu ajutorul căruia se caută particula lui Dumnezeu. Numai puțin de 35.000 de specialiști din întreaga lume lucrează la acest experiment și ceea ce este foarte real și spuneam și într-o emisiune trecută este faptul că experiențele de aici par a fi cele mai secrete din lume după vestitul experiment Manhattan, cel care a avut loc în New Mexico la sfârșitul anilor 40 pentru realizarea bombei atomice. Iată, suntem la începutul emisiunii noastre despre reconectarea cu sinele divin și vreau să încep întrebându-o pe colega mea Mihaela cu ce subiecte
mai incitante ai avut contacte în ultimul timp la revistă? Ce mai scrie acum? Ce ți se pare mai atractiv din dialogul care l-ai cu cititori? Aș începe să fac o mică plădoarie pentru știința, această știință, astrologia, care în dicționare e considerată pseudoștiință, așa, și să mă axez în principal pe ea ca un instrument de autocunoaștere, pentru că are probabil rol și de predicție, dar eu nu m-am axat pe acest aspect, deoarece în general toate predicțiile care au fost consemnate în istorie au prezis catastrofe, elemente negative care nu au făcut decât să arunce un vâl negru asupra acestei științe, care cred că de la început era de cunoașterea naturii, a omului în cadrul naturii și a ciclurilor naturale prin care oamenii să-și capteze experiențele pe care și le-au propus să vină să le învețe sau să le acumuleze aici pe pământ. De aceea, ca instrument predictiv, din punctul meu de vedere, doar poate să influențeze manipulând o minte, o altă minte omenească, astrologul, că bineînțeles că e vorba de doi oameni care au câmpuri și care, cum să spun, comunică preverbal prin această energie a aurei. Da, e foarte interesant ceea ce spui, însă am să te întreb ceva de la un telespectator de la Hârșova, care spune așa: când veți primi acolo primul astrolog, să-l întrebați, nu cumva ne manipulează, ne spune ceea ce vrem să auzim? Da, are dreptate să pună această întrebare și fac o mică paranteză și aș sfătui pe oricine care apelează la consultații ale unui astrolog să-i pună întrebări, să întrebe, să nu stea să asculte numai ce vrea astrologul. De fapt, este o comunicare între oameni și atunci, dacă acel astrolog nu poate să-i răspundă, da, înseamnă că trebuie să apeleze la altceva, respectiv om. Și acum închei paranteza și spun, într-adevăr, există pericolul să poți să manipulezi oamenii, pentru că automat ai acces la niște informații și firește că dacă vrei ca acea persoană să îți fie o sursă de venit, poți să o faci în așa fel încât să-ți fie client, să zicem că deja nu mai e un semn de-al tău pe care vrei să-l ajuți, ci e un client. Deci s-a schimbat complet treaba. Îi știi harta și îi știi compoziția energetică și atunci firește că îi știi punctele slabe. Da? Și atunci poți să acționezi pe ele exact pentru a obține beneficii materiale de alt gen, pentru că puterea știm că corupe. Da? Oricum, eu pot să spun, să-ți confiez aici în fața telespectatorilor, că cu ani de zile în urmă, de două ori am făcut apel la doi astrologi extraordinari, extraordinar, cu asta spun, și mi-au făcut o astrogramă pe un an de zile cu o precizie că absolut tot ce mi-a spus acolo s-a întâmplat cu eroare de plus minus o zi, inclusiv fapte extraordinar de rele sau extraordinar de bune, de care nu avea de unde să le știe. Astrologia, care este străbună arheoastronomiei și astronomiei de astăzi, dacă are un specialist bun, un om care într-adevăr este interesat să afle, să citească într-adevăr ce se poate spune acolo, poate da niște răspunsuri care ne pot ajuta într-o oarecare măsură. Asta nu înseamnă, se și spune că cum e, castele dispun, dar nu predispun, dar nu dispun. Sigur, e o chestie ce foarte interesantă. Este ca orice știință are mai multe ramuri și atunci firește că cine e specializat în predicții și știe mersul sau poate să descifreze mersul astrelor pe cer, firește că poate să spună cu mai mare precizie ce anume se întâmplă, cunoscându-l și pe omul cu care intră în relație și știind ce predispoziție are omul la a accepta niște evenimente care îi vin în cale și îl determină să ia niște acțiuni, adică să întreprindă niște acțiuni, să ia niște decizii. Vedeți dumneavoastră că problema e că oamenilor le este frică. Le este frică să ia decizii pentru că le e frică ar putea greși. Da? Asta este educația pe care o primim cu toții, cel puțin generația mea și generațiile anterioare, și să sperăm că astea viitoare o să mai poată să se descătușeze un pic. Da? Toată educația începe cu nu. Nu face aia, nu face cealaltă, da, nu pune mâna, da. Nu. Da? Programul cu nu îți intră de mic când tu nu ai... deci, cum să vă spun, îți programezi experimentarea în viața aceasta, pe Terra, în 3D, într-o dimensiune așa. Dar nu ai corpul necesar și atunci sunt alții, părinții tăi cu care ai înțelegere sau n-ai înțelegere, se întâmplă, îți produc un corp care trebuie să crească și să se întărească, ca să zic așa, până la un ultim moment, 18 ani, să zicem, când e maturitatea fizică a individului.
După care, mă rog, e maturitatea spirituală până la 29 de ani, când la 29 de ani e un ciclu complet saturnian, după care individul poate să ia decizii și să-și facă, să-și rezolve karma sau să-și o agraveze în continuare, vorbind ca karma ca fiind o lege a cauzei și efectului. Numai că ce s-a întâmplat în ultima, în era așa a peștilor, care este negativă, așa, dar fiindcă vărsătorul e pozitiv, totul e ondulatoriu. Deci trebuie să vedem totul spiralat și ondulatoriu. Nu există linii drepte în, cel puțin în cum am perceput eu în domeniul astrologiei. Totul este spiralat și ondulat. Trecerile nu sunt bruște, sunt întrepătrund și sunt ondulatorii. Și în consecință, ce începi trebuie să și termin ca să poți să începi altceva, dar maturitatea asta spirituală ajunge la 29 de ani și după aceea ori îți rezolvi karma și treci pe ceea ce se numește nodul nord, că axa nodurilor lunare în astrologie reprezintă ce știi să faci mai bine nodul sud, ca să spun pe scurt să înțeleagă toată lumea, iar nodul nord ceea ce ar trebui să, noutatea pe care ar trebui să o aduci în viața ta. Multă lume continuă să rămână pe nodul sud și am să explic imediat cam cum e treaba, în sensul în care consideră că au venit tabula rasa. Există și teorii demonstrate științific, așa, care nu sunt contestate de individ la nivel personal, ci numai de grupări. Da? Așa, și consideră că toată experiența durează de la ziua zero, când a venit pe pământ, și se termină cu cât o vrea Dumnezeu, că exact asta e vorba. Da? Și toată existența pe pământ este o supunere cap-coadă la intemperii și la voia tuturor. Și atunci individul, el în interiorul lui, e dezorientat, nu știe cine e și mai ales nu știe următorul lucru, că în câmpurile astea care nu se văd cu ochiul liber, pentru că ochiul are o limită vizuală care nu-i permite să vadă dincolo de material, există încă 6-7 învelișuri energetice care sunt separate vibrațional, astfel încât în experiența asta pe pământ să nu fii încurcat de toată amintirea pe care o ai din momentul în care ai devenit spirit, te-ai rupt din sursă, da? Și până cât o fi să fie, că se pare că... Da, adică, pentru că am ajuns în punctul ăsta, aș vrea să te rog să lăsăm puțin pe colega noastră să ne spună ceva, pentru că vorbeam despre aceste învelișuri, ceva despre învelișuri, despre corpurile care ne compun, pentru că există o întreagă discuție. Câte sunt, care sunt, ce rol au? Da, cele mai mari discuții, să spunem așa, se poartă asupra corpurilor fizic, emoțional, mental. De ce? Acestea sunt cele trei corpuri principale. Sunt sub formă de, dacă vreți, de stele tetraedronice. Sunt cele care ne formează Merkaba. Merkaba este un cifru. Merkaba este cifrul fiecăruia în parte. Așa cum în zona glandei timus avem codul nostru celular al fiecărei ființe în parte, așa este și această Merkaba. Apropo de etapele vârstei, mă refer la cele din 7 în 7 ani, când se produc schimbările majore, ciclurile respective, această Merkaba, această stea tetraedronică, de fapt cele trei stele tetraedronice, se mai dezvăluie puțin ființei umane. Și în momentul respectiv se produce ca o evoluție în etapă în viața omului. Cele trei stele tetraedronice sunt pe câmpurile fizic, mental și emoțional. Cele care se mișcă sunt sunt cele două, pe corp emoțional și mental. Cea pentru fizic nu se mișcă, este fixă. Important este să înțelegem că una din stele acționează pe principiul electric masculin, iar cealaltă pe principiul magnetic feminin. Din nou plus și minus. Da, plus și minus, yin-yang, cum știe toată lumea.
Important este să înțelegem că principiul masculin este cel care creează energia necesară și o dă principiului feminin pentru creare. Deci ele trebuie să co-creeze. De aceea există dezechilibre în fizicul nostru și nu numai în fizic, ajung pe fizic deoarece pornesc de pe câmpul emoțional, de pe corpul emoțional, dezechilibrează fizicul. Și se spune că există un dezechilibru feminin, mas sau masculin, yin, yang, depinde. Toată întreaga ființă umană trebuie să fie armonizată. Iar pentru această minunată lucrare, trebuie să fim în conștiință de cauză, să ne întoarcem la noi înșine. În noi sunt toate răspunsurile. Foarte multe persoane se simt deranjate când le spun că există rezolvarea în ei. Păi cum? Că nu știu. Descoperim. Dacă avem acel curaj de care vorbea și Mihaela, să avem curajul să ne confruntăm cu noi înșine, cu problematicile noastre, cu ceea ce suntem noi cu adevărat, înțelegem atunci cum funcționăm. Totul este energie. Totul acționează potrivit unei reguli universal valabile. Dacă suntem în conștiință de cauză, atunci putem să rezolvăm problema. În momentul în care există o situație, o problemă, este bine să avem curajul să ne confruntăm cu ea. Energia este energie. Nu există energie bună, energie rea, ci există energie bine direcționată sau prost direcționată. Dar pentru că de la naștere suntem supuși unei educații anume, drumul nostru este presărat cu anumite piedici în evoluție. Și asta pentru că cei maturi sunt deja într-un ciclu al evoluției potrivit, să spunem, metodelor mai vechi de educație. Da, Mihaela are dreptate, totul se pornește cu nu și totul pornește de la frică. Încă de când este copilul mic, de-abia merge în picioare. Vai, nu pune mâna acolo. Ce i-am creat copilului? Acel sentiment de frică. Nu pune mâna, te arde, nu pune mâna, poți să mori. Nu face lucrul respectiv, că o să ți se întâmple rău. Se spune rău. Că 3 ani din viață la copilul îl învățăm să vorbească și să meargă, după care restul anilor spunem să tacă și să stea cu minte. Exact. Păi cam așa se întâmplă. Așa. Și imaginați-vă că toată interdicția asta cu care începe, de ce? Mamei, prima persoană pe care o dăm, adică dăm cu ochii de prima persoană, prima persoană cu care avem relația, așa stăm în câmpul ei. Dacă ea e înfricoșată la rândul ei de situația în care se află, bineînțeles că o naștere niciodată nu este un aspect ușor, mai ales că de-a lungul secolelor s-a murit la naștere, oamenii s-au rupt de natură și atunci ciclurile lunare nu mai sunt, adică nu sunt percepute ca fiind 13 într-un an și nu 12, da? Și atunci ruperea asta de la natură conduce așa, la frica de faptul că produc un corp, e un copil nou în mine. 9 luni se agravează, vine toată lumea cu povești, ăla a murit la naștere, ăla a avortat, mama ce simte? Simte, aolo, mie ce o să mi se întâmple, da? E, și în momentul nașterii, oasele astea ale bazinului, ale femeii, înțeleg că se dilată natural pentru că răspund la alte energii și forțe care spun precis când vine momentul nașterii. E, atât de înfricoșată, fiind o mamă, că mie ce o să mi se întâmple, aolo, nu vine doctorul, așa? Ea se contractă și la mușchi și la oase în loc să se dilate și astfel cutia craniană care e foarte moale a copilului se deformează, uneori se produc leziuni irreversibile ale creierului, după care se naște bietul copil, bietul vine cu toată știința lui din anterioară, pentru că nu uiți nimic. Totul este înmagazinat în câmpurile astea despre care vorbim noi. Și atunci primul contact cu aerul ăsta, oxigen, hidrogen, compoziția asta de la un mediu lichid, e prima traumă. Te ard plămâni. Imaginați-vă cum e la saună, poftim. Este o chestie benefică, dar cum treci? Ce se întâmplă? S-au încercat acele nașteri sub apă? Da, ok, dar compoziția alchimică, chimică, al lichidului amniotic, față de ieșirea în aerul ăsta, este o chestie, o traumă. E prima traumă. A doua, minunatul de medic
îi dă o palmă copilului peste spate, care, ci că bucurie, toată lumea aplaudă că țipă, e a doua traumă. A treia și una dintre principalele, mama este tăiată, pentru că dacă nu se dilată, timpul e scurt, medicul are 10 pe bandă și atunci chakra, prima rădăcină care are treabă cu supraviețuirea, cu împământarea, cu împământarea, cu așa, este distrusă la mamă. Copilul percepe sperietura, frica și acolo se instalează cel mai bine. Și atunci și el își închide, pentru că câmpul din care provine e închis. Iată ce lucruri interesante aflăm de la invitatele noastre, dar după o scurtă pauză publicitară revenim în studio. Publicitate. Iată, suntem din nou în studioul Post Televiziune N24+, la această emisiune fascinantă din seria Conspirația Tăcerii, pentru că avem foarte mulți oameni care ne-au întrebat. Iată, vă prezentăm jurnalul Conspirației numărul 5, revista emisiunii noastre și a Post Ose Televiziune, îi face promovarea, puteți vedea aici pe spate, puteți afla cele mai noi informații despre emisiunile care au fost sau vor fi difuzate în seria Conspirația Tăcerii. Pentru că avem, iată, două invitate foarte bine pregătite și puse la punct în acest subiect, aș vrea totuși să întreb un psiholog, pentru că totdeauna m-am simțit atras de această ramură a științei. De cursul pregătirii mele, zeci de ani, a trebuit să fac tot felul de cursuri de psihologie, bineînțeles pe profilul meu militar. Însă, întorcându-ne la subiectul nostru, care este foarte precis și cerut de telespectatori, cum putem arăta noi că, de fapt, iată, avem această reconectare? Cum facem noi această reconectare la sinele acesta divin? Cum ne întoarcem, de fapt, la divinitate? Divinitatea există în noi. Sigur, sinele divin, există acea scânteie, Dumnezeu ni s-a dat nouă prin acea scânteie divină, sinele divin. Important este să avem încredere în această scânteie care ne reprezintă, este esența noastră. Dacă noi nu credem în noi înșine, atunci sistemul de valori, unde mai este? Nu mai este superior, este inferior. Și ne ducem din ce în ce într-un hău, într-o stare de insatisfacții, de nesiguranță. Ni se spune în jur, nu ești în stare să faci nimic, nu ești bun de nimic, uite-te și tu în ce hal ai putut să termini, să faci această lucrare. Se fac comparații între copii, între tineri, între frați și așa mai departe. Cu atât mai mult intervine nesiguranța de sine. Dar omul trebuie să învețe să aibă încredere în el însăși. De aici pornește lucrarea pentru propria persoană, reîntoarcerea, de fapt, reconectarea cu sinele divin. Din punctul meu de vedere, există un triunghi foarte important. Suflet, trup, mental. Forța mentală străbate spiritul, puterea astrală străbate sufletul, iar cea materială, corpul carnal. Ele trebuie să conlucreze. Una dintre ele dezechilibrată le dezechilibrează pe toate celelalte. Să ne imaginăm o masă cu trei picioare. Dacă îi se micșorează unul din picioare, atunci ea se dezechilibrează, este normal. Așa se întâmplă și cu corpurile noastre. Nu are importanță că este pe minus sau pe plus unul dintre vârfurile respective. Nu are importanță. Important este dezechilibru. Și curajul nostru de a recunoaște ce se întâmplă cu noi, de a pune întrebări la obiect. Bun, asta este situația. Hai să o definesc. Să am curajul să văd cu ce mă confrunt. Acest curaj se construiește de mic. Bineînțeles, copilul este educat de mic și trecut prin foarte multe etape de educație. Dar trebuie să avem curajul să ne confruntăm cu propria noastră situație. După ce am definit situația, ne punem întrebarea. Ce am de făcut? Omul trebuie să aibă curaj să-și pună întrebări. În momentul în care se pun întrebări, omul se trezește. Și atunci primește întrebări.
Legătura cu sinele divin este primordială. În momentul în care pierdem legătura cu sinele divin, pierdem legătura cu noi, cu valoarea noastră. Numai așa ne dăm valoare. Dar vreau să subliniez aici că valoarea pe care noi ne-o dăm o simt ceilalți, apropo de energie. Îmi dau o valoare de un om inteligent, de un om capabil să realizeze tot ceea ce își propune, așa este simțită valoarea mea de către ceilalți. Dar da. Faptul că, iată, deși sunt din ce în ce mai mulți oameni care ne spun aceste lucruri pe care ni le-ai prezentat aici, avem mijloace de informare, suntem în mijlocul unui adevărat, cum să spun, ocean de noutăți și de lucruri care caută să ne țină în această legătură permanentă. De ce oare există o depărtare sau cei mai mulți se depărtează? Ce influențează viața asta care este, în momentul de față, merge spre o pantă negativă? Frica. Frica de ce? Frica de sfârșitul lumii, frica de 2012, frica de noi, frica de entitatea supremă, să-ți fie frică de Dumnezeu. E bine? Nu, eu zic că nu e bine să-ți fie frică de Dumnezeu. Deci, nu. Dacă îmi dați un pic voie... Te bate Dumnezeu, sau nu? Da? Așa, da. Dacă îmi dați un pic voie, o să spun că fiind într-o lume duală, polarizată, mă rog, sunt diversi termeni care spun, deci vorbeam de plus și minus. Baza emoțională pe care construim tot de-a lungul încarnărilor și reîncarnărilor este pe frică și iubire, da? Funcție de aceste ondulații de care am vorbit, odată frica e la mare preț, odată iubirea se propovăduiește, da? E, problema este că frica e o energie negativă care poate fi depășită și experimentată, cred că numai aici pe Pământ sau pe planetele care funcționează în 3D. Așa. Uite, hai să spun o poveste. Vă rog. În momentul de față am mai afirmat-o la televizor, se spune că noi am o legătură cu o civilizație extraterestră și că aceștia ar fi niște oameni, niște ființe, niște entități agresive și rele. Am vorbit cu mai mulți specialiști în domeniul exobiologiei și exopoliticii, cum îi mai spune acum o altă ramură care studiază aceste tipuri de contacte, și am spus, răutatea asta în ce constă? Și mi-au spus că din datele pe care le-au, răutatea ar consta în faptul că aceste entități nu au sentiment. Exact. Nu au sentimente, nu au moralitate și nu au tipul de raportare emoțională. Și în plus... Deci QM-ul, da, acesta care îl avem noi. Și în plus, se hrănesc sau ceva, frica asta pe care o emană, este energie pe care eu o folosesc și au nevoie de din ce în ce mai multă. Da? Să ne gândim la Matrix, ce oameni acolo, da, niște baterii. Păi asta vreau să spun, că vedeți, corpul ăsta emoțional al nostru și ceea ce nu se vede e 4D, care 4D ăsta e astralul, numit în general. Da, aceste ființe răvoitoare despre care vorbim își au domeniul de expertiză în 4D. De asta nu sunt vizibile pentru toată lumea, ci numai acele persoane care au percepție extrasenzorială văd aceste... da, și mă rog, mulți au descris că ar avea forme de rep. Sau altfel. Toți le văd, dar știți care e problema și cu ce m-am confruntat de-a lungul timpului în care am studiat aceste probleme și am discutat cu oamenii? Că de copii nu se ating, ci prin intermediul părinților operează astfel încât să îi instileze frica ca să fie o masă de manevră viitoare care la un moment dat, pe la 7 ani, sunt închiși și încep să producă frică. Acea energie negativă care îți dă vibrația înaltă, creierul îți funcționează la 34 de herți de cicli și nu ai timpul necesar să te dai puțin mai jos la un 14-7 într-o stare alfa, astfel încât să te liniștești, să folosești discernământul, pentru că știți, dat fiindcă venim din alte încarnări, ne propunem o anumită treabă aici când ajungem pe Pământ, fiind... Hai să spunem zone vibraționale. Zona, pentru că da, unii nu sunt de acord cu zone vibraționale. Ok, da, așa. Și atunci când ne luăm cu valul, ni se întâmplă o obturare și mai din cauza acestei pături de 4D care conține diverse coji energetice, niște corpuri care nu s-au dizolvat încă, nu intrăm în amănuntele astea sau dacă e cazul, așa, și m-am blocat aici.
Da, este vorba de trecerea aceasta între, cele, da, între spații. Exact. Problema... Și atunci, fiți, că mi-am revenit. Deci, în momentul în care tu ți-ai propus ceva ca ființă divină care alege o experiență pe aici, în momentul în care te ia valul, tu ești la un unghi de 60, de 90 față de scopul inițial. Și atunci ceva în interiorul tău, niște semnale de alarmă pe care ți le-ai pus și în timp și în spațiu, propriului tău corp îți spune că ceva nu e bine. Se, da? Declanșează. Se declanșează. Și iar la 90 de grade se formează niște tensiuni când ești pe alăturea rău cu drumul, adică pe românește, așa, se creează o tensiune care îți dă niște semnale. Și atunci, dacă tu nu răspunzi la primul semnal, la al doilea se acumulează și ți-e frică pentru că n-ai experiența acțiunii, a consecințelor, ai greșit, bun, o ai de la capăt, da? Și atunci, cu cât ai mai multă experiență, cu atât te miști mai fluid în asta și nu mai ești o pradă ușoară și nu mai ești o victimă, că ne întoarcem la mentalitatea de victimă, care este instilată pe toate căile, prin media, prin alte, tot felul, așa, în care li se spune oamenilor de secole că sunt niște biete ființe muritoare care tind spre nemurire, da? S-ar putea să fie invers, niște nemuritori care au ales să se joace pe aici și dacă ei lucrurile așa de tare în serios, firește că te sperii. Hai să, eu le spun oamenilor să-și aducă aminte cum să joacă, să-și dezvolte spiritul ludic, să nu mai ia lucrurile atât de tare în serios, să nu mai zică că e de viață și de moarte, că sunt niște vorbe care, dacă până acum toată lumea e de acord cu ADN-ul... Să spunem foarte clar că, da, lucrurile pe care le-ai spus până acum se încadrează și într-un anumit grad sau model cultural, tipar. Da, cultural. Da, da, care... Și asta este o problemă, care, da, dacă de când ești și s-a spus treaba asta, nu ai cum să o schimbi. Modelul cultural al ultimelor 2000 de ani, care corespund cu era peștilor, care, bie, din nou spunem că este un abis și acum trecem către era vărsătorului și firește că unele forțe se convulsionează pentru că vor dispărea probabil sau se vor atenua, iar celelalte sunt pe cale de a ascende. Să nu uităm că acum toate prostiile și vrăjirile cu sfârșitul lumii, mie mi se pare că sunt tot menite să scoată frică cât mai multă de la, absolut, unii și, da, să vândă din magazine și să vândă lucruri. Da? Dar ideea este așa, că suntem în precesiunea echinocțială, în sidereal, suntem la 5 grade pești. Da? Să merge cu 72 de ani aproximativ, un grad. Da? Și atunci mulțind 4 și ceva cu 72, ne cam dă vreo 300 de ani. Da? Și ce spunea Hermann Göring despre astrologie? Spunea cam așa, că numai fraierii când scrie astrologie, oamenii deștepți își creează stelele singuri. Apropo de ce spuneai mai devreme, foarte multă lume în momentul de față detestă și vrea să iasă din actuala stare vibrațională, materială în care ne găsim, tinzând spre alte zone vibraționale. Am stat de vorbă cu niște oameni care nu numai că erau foarte inițiați, dar și foarte buni cunoscători a ceea ce numim ființa umană și desăvârșirea ei și spuneau ceva de felul următor, că actuala postură a noastră, în actuala stare vibrațională pe care o avem, deci starea materială, este o recompensă. Și nu oricăror sisteme, exact, vibraționale și entități li se dă dreptul să treacă prin această, da, prin această și zonă. Și îmi permis să vă întrerup. Ar fi la fel cum ne-a trimis la facultate. Sau exact, e un fel de școală. Și uitați-vă câtă populație, deci sunt foarte multe corpuri și au ales multe populații galactice să trăiască acest experiment pentru că Terra, Pământul, va evolua. Cum necum, a mai fost. Se pare că a fost Tara, a fost Gaia, Etera, așa, vreo trei din astea. Și atunci, în momentul ăsta de maximă intensitate, au ales foarte mulți să sară multe trepte deodată. Dar au venit aici și au uitat. Unii n-au mai fost împământați niciodată, alții au fost și au tot repetat niște greșeli. Cum și... rezistă psihicul uman la aceste transformări? Că iată, e supus la presiuni din ce în ce mai mari. Foarte greu. Mm-hmm. Foarte greu rezistă. Pentru că oamenii sunt bulversați, nu mai înțeleg nimic, pur și simplu se trezesc, da, pe dar așteaptă mare, din afară, de salvare, dar așteaptă să le arunce cineva. Crezi că întoarcerea la meditație și la grija de sine e, da, o cale de scăpare? Exact. Este singura cale de scăpare, întoarcerea către sine, încrederea pe care și-o poate da potențialului interior, a ceea ce este cu adevărat, să pună puțin ordine în haosul emoțiilor interioare și în felul acesta își regăsește echilibrul interior. Nu este nimic întâmplător faptul că am vorbit de frică. Corpul uman este pur și simplu înnecat în frică.
Frica vine, se regăsește în memoria de la nivel celular. Venim cu ea, o retrăim și atunci ne dăm un pas înapoi. Ne este frică, știm că am greșit, nu mai vrem să greșim și nu mai avem curaj să facem ceea ce dorim pentru binele nostru. Este foarte bine să ne întoarcem la meditație, este foarte bine meditație. Meditația este și o simplă contemplare a unui copac. Viteza creierului mai jos. Exact. Să nu mai lăsăm acele frământări mentale să ne scurcircuiteze creierul. Să dăm puțină pauză. Mintea nu o putem opri. Și este evident, dar eu mai știu încă ceva. Am avut o întreagă contradicție și o întreagă bătălie cu mai mulți specialiști pe treaba asta între frică și teamă. Deci frica nu o putem învinge. Dar în momentul când ți-ai înfrân și teama, înseamnă că anumite capacități psihice ale omului sunt blocate. Atunci ești predispus pieirii. Deci nu mai ai mijloace de apărare. Deci frica poți să o înfrângi, să nu-ți mai fie frică, dar teama este un mijloc de autoapărare al propriului nostru. Te pune în gardă într-un fel și atunci stai puțin și te gândești înainte să acționezi în detrimentul tău. Asta consider eu, că nu trebuie să te arunci cu capul înainte. Deci nu mi-e frică să pun mâna în priză, nu? Dar nu pun, că mi-e teamă că mă electrocutez. Dar am o teamă și atunci îmi iau. Ce îmi iau? Îmi iau instrumente care au izolație și nu așa, deci te dă înapoi și te lasă să nu mai acționezi. Că de fapt știți care e problema? Oamenii reacționează și confundă reacția cu acțiune. Acțiunea înseamnă a ști datele problemei, a te îndoi puțin de cât de tare ești, da? Și a de asta un pic și a de găsit pe trei variante, din care după aceea să-ți folosești discernământul și să alegi ce variantă, pentru ce variantă optezi, da? Și atunci, normal că nu mai acționezi, normal că nu mai sari la bătaie îndată ce cineva ți-a zis o vorbă care te jignește. Stai și te întrebă, o avea dreptate sau nu avea dreptate? Și atunci nu-i mai dai un bâtăl ăla în cap că a îndrăznit să-ți spună că ești prost. Te duci acasă frumos, intri în stare de meditație și te gândești, în câte dăți am fost eu prost până acum? Câți mi-au mai spus, da? Ce am făcut eu ca să nu mai fiu prost? Și uite așa, eu așa le spun oamenilor cu care vorbesc și colegilor mei, că așa se face interiorizarea, așa se face cunoașterea de sine, așa îți recapezi valorile, pentru că nu știi dacă faci o omletă bună, spre exemplu, dacă n-ai făcut niciodată una. Și n-ai dat-o cuiva să mănânce, astfel încât nu numai părerea ta să conteze, ci și a celorlalți. Ei bine, dacă cineva spune la omleta mea că e sărată, că e așa, mă supăr și nu mai fac alta. Asta face majoritatea oamenilor. Ce înseamnă asta? Agresivitate. Da? Nu, dar nu mai fac alta. Chestia e, da, am făcut-o prea sărată, data viitoare să fiu mai atent. Și atunci experimentez până ajung să fac o omletă perfectă. Da? Deci așa am găsit să vă dau mai mult metaforic cum e cu cunoașterea de sine și cum e cu împărtășirea și cu părerile celorlalți, că de fapt ceilalți pentru noi sunt niște oglinzi. De a corecta la noi. Ori lumea este învățată să-l corecteze pe ăla, că el nu face bine, pe mama, pe tata, să se bagă în viețile lor tocmai pentru ca să nu-și trăiască viețile. Da? Sunt la magazin ca să nu mai ia contact cu ei, sunt pe televizor, le trebuie, nu le trebuie informația aia, ei stau cu orele acolo, nu reflectează nici un pic în legătură și atunci ce să faci? Cu o masă înfricoșată că le-a zis la televizor că mâine o să fie sfârșitul lumii. Bine, și? Da? Cel mai rău ca să duc și cumpără tot din supermarket și dezechilibrează economic toată. Sau, da? Sau să o echilibreze. Da, mă rog, depinde acum din ce punct de vedere vezi. Da. Dacă ești comerciant, crește consumul, da. Crește masa monetară, să mișcă banii. Păi vedeți, și atunci unii se îmbogățesc și atunci nu ajungem la chestia că binele și rău sunt chestii de percepție. Da, funcție de structura. După 90, da? Când erau, păi nu se mai găsește ulei. Erau foarte mult ulei, da, care trebuia dat. Criza de ulei, două zile nu mai era ulei. Aducea ulei, păi cumpăra, da, toată lumea, păi, ulei. Nu mai e zahăr, păi. Și atunci zahăr. Să zicem că acele entități profită o dată frica care le constituie combustibilii lor. Pe urmă au diversi indivizi prin care operează, că na, operează prin corpuri umane care le fac, cum scrie pe peste tot, agenda.
Așa, și le duc la îndeplinire aceste plane. Așa, și menținerea plafonului în mentalul colectiv, că omul este o victimă care nu trebuie să producă. Eu, din părerile mele și ce am citit și ce am simțit, e că omul nici n-ar trebui să muncească pentru celălalt, decât dacă vrea, da, și mai ales să facă ce știe el mai bine și să treacă după aceea. Da, dar asta trebuie, da, să deci o sclavie însuși, ca să se individualizeze. Deci sclavia s-a abrogat, nu mai înscris. Se simte bine când este într-un colectiv, când este într-un grup. Da, da, completându-se. Să fie apreciat, să aibă cine să nu. Dar este apreciat de către ceilalți. El singur nu se apreciază. Asta apropo de stima de sine, de recunoașterea de sine și înțelegerea că el are... Este o valoare, e unic. Este cineva și este plăcea, unic, nu ești ca altul. Îmi plăcea și îmi place foarte mult o anecdotă care mi-aduc aminte de fiecare dată de aia când sunt într-o dificultate. La biserică era unul în fiecare zi care se ruga: dă-mi, Doamne, să câștig la loto, dă-mi, Doamne, să câștig. Și la un moment dat se aude o voce în biserică: dar du-te și ia-și tu odată un bilet la loto. Exact. Deci cam așa este problema. Pauză publicitară. Ungerul pe... Iată, suntem în studio din nou, aici unde izvorul minunilor, cunoștințelor ezoterice, inițiatice, non-convenționale, transfrontaliere, sunt la ele acasă. Cele două invitate, o să rog acum în 2-3 minute fiecare, pentru că iată, suntem la sfârșitul emisiunii, timpul totuși se scurge. Ia zi, Mihaela, la ce mai lucrezi acum? În primul rând lucrez să mă perfecționez pe mine, așa, și pentru ceilalți am vorbe bune și pentru fiecare ce cere. Îi sfătuiesc pe toți telespectatorii dumneavoastră și cititorii revistei noastre să se ducă, când se duc la un astrolog, să întrebe precis, să spună problema și astfel să caute consultanța acolo. Iar în privința unui proiect de viitor, am început o serie care va apărea în numărul viitor al revistei noastre, despre zodii și niște elemente de sănătate, adică la ce boli sunt predispuși, ce săruri ar trebui să nu lipsească din alimentația lor și sursele, evident, de la aceste săruri care mențin corpul țărână din țărână într-o, ca o haină într-o stare de foarte bună funcționare. Ar fi interesant o carte de bucate astrologice. Da, bine, cred că au mai scris mai mult, da. Și punctul de vedere al psihologului? Îi rog pe oameni să aibă încredere în ei înșiși, să-și dea valoare, să creadă că sunt cu un potențial excepțional, să se vadă ca pe un puzzle. Acest puzzle minunat care poate fi descoperit piesă cu piesă și să pună înapoi să se recreeze pe ei înșiși așa cum sunt în minunata creație a divinității. Da, în încheiere să mai dau răspuns aici unei întrebări, deși mi s-a părut așa puierile, trebuie să o spun, unde se găsesc cărțile pe care dumneavoastră le-ați prezentat, al căror autori au fost în emisiunea dumneavoastră. Vreau să vă spun că am primit mai multe telefoane și e-mail-uri pe această temă. Nu știu dacă cărțile sunt atât de greu de găsite astăzi, mai ales că ele merg destul de greu, dată fiind situația economico-socială. Însă, de regulă, încercați cărțile care le prezentăm noi la librăria Orfeu și în zonele acestea unde sunt foarte, foarte multe centre de difuzare, respectiv zona Universității, zona Romană, zona Obor, zona Unirii, unde sunt foarte multe puncte de distribuție și unde vi le puteți achiziționa, că am văzut că foarte multe lume le caută. Este o problemă și am să vă spun de ce, pentru că nu toți autorii își bagă cărțile în circuitul acesta care a rămas de librării. Acum sunt mai multe sisteme de răspândire și n-ajung probabil la toți iubitorii de carte anumite titluri pe care, iată, noi le prezentăm ca fiind deosebit de interesante. Noi așteptăm și în continuare scrisorile dumneavoastră, e-mail-urile, întrebările, sugestiile pentru viitoarele emisiuni. Am deja aici câteva subiecte care le vom aborda. Nu am uitat nimic din ce le-ați spus. Trebuie să vedem ca și invitații pe care i-aș cerut să-i aveți aici să fie și ei disponibili. Acum știți, îmi vine vara, fiecare e cu concediu la munte, la mare, în Grecia, în Turcia sau în Triunghiul Bermudelor. Oricum, noi vă urăm un sfârșit de săptămână excelent.
Aici se încheie emisiunea noastră. Vreau să vă spun că ne puteți urmări în fiecare luni de la ora 22:15 pe canalul de televiziune N24+, și mai mult decât atât, emisiunea noastră, urmărind în continuare programul, vă vedeți de nenumărate ori în reluare. Și încă ceva foarte interesant, vreau să vă spun că emisiunea noastră va organiza și niște concursuri, dar de săptămâna viitoare vi le voi prezenta cu participarea directă a telespectatorilor. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere, pe curând!